Bună ziua! Bine v-am regăsit, dragi lunceni, stimați colegi! Astăzi am vrut să ne întâlnim într-o scurtă conferință de presă pentru a vă comunica câteva lucruri. O să-l las pe cel mai important la sfârșitul intervenției. Am avut astăzi o întâlnire cu primarii unităților administrativ-teritoriale să-i asigur de o colaborare completă în ceea ce privește reprezentantul Guvernului și autoritățile publice locale de la nivelul județului Vrancea, precum și oferirea suportului atât cât ne permite din punct de vedere tehnic și legal în ceea ce privește dezvoltarea comunităților și aici mă refer în special la proiectele de dezvoltare cu finanțare fie guvernamentală, fie cu fonduri europene. Fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de programe operaționale sau de alte tipuri de finanțări europene la care avem acces. Din punct de vedere al problemelor ridicate de autoritățile locale, au fost câteva pe care urmează să le înaintez către guvern. Sunt mai degrabă administrative și mă bucur să observ că există o implicare și un interes major la nivelul autorităților locale de la nivelul județului Vrancea de a dezvolta și mai mult comunitățile pe care aceștia le reprezintă. Cel mai complicat în schimb lucru și din păcate atunci când spuneam acum câteva săptămâni sau chiar luni când se preconiza acest conflict armat în apropiere de România, spuneam că sunt unii pesimiști, sunt poate prea, știu eu, într-o zonă din asta în care mai degrabă vor să extindă un soi de instabilitate sau de a crea panică în rândul populației, pare să că ei au avut dreptate și cei care au fost mai optimiști și am crezut că nu mai e posibil un război în 2022. Uitați că de la o zi la alta și din păcate au trecut multe zile de când a început un război pe care și la nivel de România am început să-l resimțim. Așa cum știu și dumneavoastră presa ați fost și vrâncenii au văzut, ne confruntăm de la o oră la alta chiar cu o criză umanitară din ce în ce mai accentuată. O criză umanitară care se reflectă printr-un aflux tot mai mare de refugiați care solicită sprijin, suport, ori de cazare, ori de transbordare a României, pentru că dacă în primele zile ale războiului am avut doar tranzit, fost cetățeni ucrainieni care doar au tranzitat România cu mașini sau alte vehicule personale și private, astăzi vedem că vin celelalte pături sociale care nu au resurse de a se deplasa singuri. Granițele au început să fie asaltate și în sud-estul României, granița de sud, practic, a Moldovei și a Ucrainei cu România. Și de la o oră la alta pare să că lucrurile capătă o dimensiune din ce în ce mai mare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, cu mine în frunte ca și președinte, precum și celelalte structuri pe care le-am inclus în acest comitet și ca suport, au început să fie din ce în ce mai eficiente și implicate în același timp. Dar, din păcate, resursele, atât umane cât și materiale, încep să ajungă la anumite limite. Și aici, ca să vă dau un exemplu concret, în ultimele zile, știți și dumneavoastră că au venit câteva serii de refugiați, unii dintre ei au refuzat să fie identificați și mă refer la cei 39 care s-au reîntors sâmbătă și am adus
un alt lot de refugiați, dar, de exemplu, ieri, după amiază, am primit un apel de la prefectul județului Galați, în jurul orei 17:30, că estima în aproximativ 2 ore de la acel moment să vină mai multe grupuri de refugiați, iar unul dintre ele nu mai avea acoperire nici la nivelul județului Galați, nici la nivelul județului Brăila și a solicitat suport din partea județului Vrancea. Asta însemna că în timp de 2 ore să găsim un mijloc de transport, un autocar pe care să-l trimitem la granița României cu Ucraina, de unde să-i preluăm pe refugiați, să-i aducem, să-i punem, să-i triem în acel centru de preluare la care ați fost și dumneavoastră și după aceea să-i ducem la centrele de cazare. Da, lucrurile au putut fi gestionate, din păcate ei au întârziat să ajungă și au ajuns foarte târziu la vamă și în jurul orei 3 dimineața practic au ajuns și la locurile de cazare, după ce de-abia de la ora 23 au fost preluați din vamă. V-am făcut așa o scurtă descriere și a unui exemplu ca să înțeleagă toți vrâncenii că e o dinamică pe care sau asupra căreia nu există nicio predictibilitate, nu avem niciun control, nu știm ce fluxuri vor veni, dar având în vedere că vin și intempestiv, dar că și numărul lor crește, Crucea Roșie, voluntarii și celelalte instituții angrenate în tot acest proces de preluare, cazare, asigurarea tuturor serviciilor, dacă vorbim de servicii de sănătate, vorbim de servicii de masă și așa mai departe, până la acest moment și în acest moment sunt în regulă și acoperitoare. Dar dacă lucrurile se vor accentua, și aici am un apel către toți vrâncenii, să-i rog ca toate lucrurile, toate bunurile care sunt deschiși sau dornici să le doneze, să le facă către Crucea Roșie Vrancea, cu care am avut discuții și în această dimineață, pentru a crea un sistem integrat, o dată de preluare, după aceea de gestionarea acestor stocuri și de utilizarea lor, lucru care îl va face Crucea Roșie Vrancea și Inspectoratul Județean pentru situații de urgență. Ei sunt cei mandatați să gestioneze tot acest mecanism. Pe de altă parte, la acest moment suntem pregătiți cu locurile de cazare pe necesitățile până la acest moment cunoscute, dar dacă acestea vor crește așa cum sunt previziunile, o să fac de asemenea un apel către vrâncen să găsim soluții în spații private care le pot pune la dispoziție și vedem sub ce forme pentru a-i caza pe acești semeni ai noștri, că în fond și la urma urmei suntem oameni cu toții, indiferent de nație, etnie, religie și așa mai departe, pentru a putea să le ușurăm trecerea prin momentele catastrofale, că nu cred că este foarte dur cuvântul prin care trec și prin care eu nu am crezut că nu mai este posibil să mai trecem, având în vedere cele două conflagrații din anii 1900. Din păcate, minți bolnave și care nu au ce căuta în astfel de locuri și mă refer la cei care conduc un astfel de război, au făcut posibil ca acest conflict să aibă nu doar loc, ci să se îndrepte mai ales către civili care nu au niciun mecanism și nu au nicio formă de apărare. De aceea eu fac apel încă o dată către oameni, în primul rând, de a fi cât mai empatici și de a înțelege nevoia semenilor noștri și de a oferi fiecare cât putem sprijin pentru a putea să treacă prin această perioadă complicată prin care trec. Da, cam asta am vrut să vă transmit în mare și pe foarte sintetic. Întrebări din partea dumneavoastră. La acest moment mai sunt aproximativ 60-120 de locuri de cazare disponibile în acest moment. În câte puncte? În 3 puncte. E vorba de locuri de cazare asigurate de instituții? De instituțiile publice, da.
De asemenea, e și aici o dinamică. Am fost și aseară și sâmbătă seara la centru, într-un moment chiar când au venit un grup de refugiați. I-am și însoțit la unul din centrele de cazare de la Panciu, pus la dispoziție de către primăria orașului Panciu, și dacă prima dată în formulare au spus că stau o zi sau două, după aceea când au văzut condițiile și afectivitatea celor care gestionează acel spațiu și a noastră, care a fost una absolut umană când i-am primit și am tradus prin aplicații informatice ceea ce au ei nevoie, ceea ce le punem noi la dispoziție, s-au răzgândit și au cerut o perioadă mai mare de timp să rămână pe teritoriul României și implicit în Vrancea. Mai sunt și alte grupuri care, dacă prima dată au venit pentru o săptămână, s-au răzgândit și au spus că mai stau o zi, două, și mai nou astăzi dimineață ne confrunta și cu o primă cerere de ajutor de a-i duce la granița României cu Ungaria. Un lucru care iar la fel nu a fost sub nicio formă anticipat până în acest moment. Nu vă spun, dincolo de nevoile personale, până la nivelul cel mai uman, de medicație, de anumite tipuri de alimente și așa mai departe, în funcție de afecțiuni, de religie și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este, de fapt, complexitatea. Și cumva norocul este la acest moment că nu avem un exod masiv la nivelul graniței România din sud, care să intre pe teritoriul României și să staționeze încă în România, pentru că și noi, ne fiind pregătiți, ne gândindu-ne că mai poate fi posibil un război, nu a existat o strategie de primire refugiați și a mai departe. Și ați văzut că și guvernul dă hotărâri, chiar și sâmbătă și duminică, ordonanțe de guvern, tocmai de a upgrada în continuu sistemul legislativ și a permite ajutorarea acestor oameni. Pentru că, na, știți că pe teritoriul României, fiind cetățeni non-UE, nu pot sta decât o perioadă de timp, puteau sta, trebuiau după aceea și ceară azil și așa mai departe. Dar mai fac un apel către toți oamenii și mai ales către cei care doresc inclusiv să ia în spațiile private, și mai sunt prânceni care chiar merg personal la graniță să ia, indiferent de modul și de cum sunt aduși și unde vor staționa, e nevoie să treacă prin centrul de preluare. Odată să avem o evidență foarte clară că trebuie să ne pregătim și cu celelalte sisteme, și medical, și sanitar, veterinar și așa mai departe, de a avea o evidență a tuturor cetățenilor refugiați, că mai nou nu vorbim doar de ucrainieni, mai sunt și de alte naționalități, dar care tot din Ucraina vin, și trebuie să ne pregătim din punct de vedere a celorlalte resurse atunci când, Doamne ferește, ar putea fi nevoie, să reușim să le acordăm toată asistența de care au nevoie. Ați luat în considerare ca la un moment dat să fie reactivate centrele de carantină de la începutul pandemiei pentru cetățenii care vin din Ucraina? Le-am luat în considerare. O să vedem. Acum știți că a fost dată și hotărâre de guvern cu privire la alocare de sume. Vedem și impactul care va fi deocamdată cu ceea ce pun la dispoziție autorităților locale, și aici vorbim doar de municipii și orașe. Astăzi am făcut un apel și către primare de comune pentru a se gândi, și atunci când, Doamne ferește, să nu fie nevoie, dar dacă va fi nevoie să le cerem ajutorul, să știe foarte bine ce spații ar putea pune la dispoziție cu titlu gratuit pentru asemenea situații. Iar dacă vor deveni insuficiente, vom lua în calcul și acele spații care au fost utilizate pe timpul pandemiei de SARS-CoV-2. La momentul actual, la ora la care suntem acum, aveți deja solicitări telefoane din partea prefecților, de, cum ar fi cel de la Galați, să trimită spre Vrancea? Astăzi nu a mai fost, dar nu, în momentul acesta nu. Nu. A fost sâmbătă, a fost ieri, eram chiar la birou când m-a sunat la 17:30. Și a fost și transportul de astăzi, nu azi dimineață? Sau... Transportul de azi dimineață? Astăzi, nu, aseară a fost transportul. Azi noapte.
Da, vă dați seama, în timp de o oră am organizat un transport, a fost la ora 19.30 în vamă, au așteptat până la ora 23 când au îndeplinit formalitățile vamale și au putut fi îmbarcați toți în autocar. Și la ora 3 erau deja în locurile de cazare, efectiv în cameră. Din oameni care avem ori voluntari, ori instituții, și aici mă refer la consulate, ambasade, care transmit ori din Moldova, ori din Ucraina, știți că urmează încă un grup să ajungă la graniță. Încă nu are un număr exact. Își face și domnia sa un inventar să vadă câți au mai rămas cazați pe raza județului Galați. Verifică și la Brăila, verificăm și la noi și în funcție de cât va veni, vedem dacă avem suficient spațiu și dacă nu, căutăm și în alte locații. Cam așa se întâmplă și se desfășoară. Ați văzut cumva și pe viu. Da, din păcate, trebuie să rezolvăm o astfel de problemă, dar o vom rezolva. Suntem pregătiți și, repet, instituțiile deja au început să își coordoneze un flux de a coordona și de a funcționa interinstituțional, că aici vorbim și de parte de publică și de parte civilă și privată, că și foarte mulți privați care ne ajută cu mese, cu tot felul de bunuri de larg consum pe care trebuie să le punem la dispoziție în aceste centre de cazare și în centru de preluare. Inclusiv centrul de preluare, o să-l dotăm astăzi cu două frigidere, cu un aparat din acela cu microunde, să aibă un minim de alimente acolo când vin și dacă au venit ore lungi de mers pe drum până să intre în România, să aibă acolo un minim sandwich care și-l fac. Ați văzut că centrul e dotat cu băuturi, și fac ceaiuri. Chiar sâmbătă seara eram impresionat, copiii imediat cum au intrat, văzând colțul acela de jucării și făcut special pentru ei, s-au dus voluntar acolo, măcar îi ajutăm și părinții foarte relaxați s-au simțit în acel moment, că ajutăm cumva să compensăm, că nu se poate decât într-o foarte mică măsură să compensăm tragedia și suferința prin care trec. Găsim deocamdată și interpreți, translatori, că și aici e o anumită problemă, dar ușor, ușor și echipele care interacționează, v-am spus, apelează la software de traducere și găsim metode eficiente de a comunica și de a fi la curent cu tot ceea ce au nevoie sau, știu eu, solicită. Toate centrele funcționează non-stop, atât centrul de preluare, adică de identificare, acela de la Elena Doamna, cât și centrele de cazare funcționează non-stop. Toate centrele, indiferent de care tip vorbim, sunt asistate de către instituții din ordine și siguranță publică, adică jandarmi, poliție, ISU. Și aceștia sunt acolo prezenți non-stop. Și sunt într-o continuă coordonare, colaborare. Eu, șeful Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și după aceea celelalte entități angrenate. De la DSP și alte DSV, atunci când avem informația că au plecat din graniță, chemăm. Când au ajuns în centru, dacă se pune problema de un triaj epidemiologic mai strict, poate sunt grupuri mai mari sau cu vulnerabilități, nu s-a întâmplat până acum, sunt solicitați și dumnealor să vină și asigură continuitate 24 din 24, 7 zile din 7. Și aici fluctuează. Sincer, nu am mai stat să facem și o centralizare. Există o identificare și o
colaborare cu ei, dar cei care lucrează alături de instituții și avem câțiva tineri voluntari care inclusiv de echipament au parte din partea unor instituții pentru a putea fi identificați, pentru că dincolo de toate, neînțelegând sau neavând un alfabet din acesta latin cum îl avem noi, fiind pe chirilic, nici nu înțeleg foarte bine și nici nu percep semnele sau asta. De aceea și voluntarilor încercăm să le dăm haine tip smurd, pompierii să aibă hainele lor și ceilalți, ca să capete încredere până în momentul în care ajung și translatorii în centru, dacă nu sunt în centru, dar mai ales în autocare, ei să fie destul de sigur că sunt pe mâna autorităților și nu a unor persoane care eventual le-ar vrea rău. Din păcate am avut și astfel de reacții, că de neîncredere, poate pe bună dreptate, nu putem să acuzăm sau să blamăm pe nimeni, că nu trecem prin situația lor să știm cum am reacționat noi ducându-ne într-o parte în care nu cunoaștem nici măcar alfabetul, dar minte limba. Orice persoană care va fi cazată într-un spațiu privat, precum și toate persoanele care vor fi cazate inclusiv în spații puse cu titlu gratuit, vor beneficia de acele sume. În funcție, cei care sunt în spațiu privat de cazare și masă, ceilalți doar de masă și anumite cheltuieli de întreținerea spațiilor puse cu titlu gratuit. Dar se dau pe toate persoanele care sunt cazate în aceste locații. Fie că vorbim de centre cu titlu gratuit sau în spații private dacă vom ajunge acolo. Și resursele bugetare vor fi alocate în funcție de nevoi și solicitări. Adică suma alocată la acest moment de către guvern nu este una care atunci când s-a consumat nu se mai pune nimic. Vom aloca pentru că asta e, ne-am angajat și trebuie să fim solidari.